Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un incredibil lung episod, extrem de lung, de DabDodeca19. Hai să dăm start show, să terminăm cu prosteala. Luați de aici intro, o să avem un show lung. O să joc, cred că, toate meciurile, pentru că o să fie niște meciuri absolut cel puțin interesante, dacă putem spune așa. Deci primul episod pur și simplu a rupt, a fost, cum ar spune haterii, clickbait. Ceea ce n-a fost clickbait, doar a fost un thumbnail foarte bine photoshopat. Nu poți dau skip, așa. Și că Monday Night Raw, SmackDown. Da, NXT ăsta, da. Hai să începem cu promo-ul lui Rafael. Deci cum ziceam, deci primul episod efectiv am văzut că v-a plăcut extrem de mult, al doilea nu prea v-a plăcut că era vorba de Zappi, trebuia să pun întâi numerul Johnny, că Johnny Sins e mai popular în România ca Zappi, se pare. În fine, vedem episodul ăsta ce o să pun în titlu și în astea, că o să pun niște titluri de astea mai atrăgători, că dacă pun, nu știu, BCW episodul 3, nu se uită nici dracu. Așa că pun numerul altul, îi atrag fanbase-ul sau haterii, depinde. Mamă, dar ce roșu mă văd de la lumina asta. Bun, Space, hai să începem un promo. Pentru cine nu știe cum sunt promo-urile, vii cu microfonul, gen, vii ceva de genul și încep să zici. Te duci dracu, o mut pe fata, chestii de genul, le zici celorlalți wrestler sau, de fapt nu prea zici wrestler-ul că te iau la bătaie, zici publicului, vorbești cu publicul să le arăți că ești becher. Bă, dar ce mișto se vede. Aia, prima, welcome. Red Mentors. Ok. Mă, ce nașpa se vede. Gata, că se vede bine acum. Nici n-a timp să procesez tot ce zice. Puneți voi pauză și citiți. Ok? Mă, ce nervos e. Going to be hard getting into the arena with an ego that big. Bun. Acum nu merge mai bine. Puneți voi pauză și știți ce zic ăștia aici. Vă traduceți voi, nu stau să vă traduc acum. Bă, trebuia să-i fac nasul mai mare și bărbia mai lungă. Și fălcile mai mari. Bă, eu mai zic că jocul ăsta îi face pe wrestler pe care crezi. Să pară mai bătrân, aici apare mai tânăr Rafaelul. Gata, ai că zice de hate pink. Păcat că nu le-a pus voce totuși. Și cred că o să vină hate pink acum. Și este un brawl. Bun, vine și hate pink-ul. I-am dat jos părul din cap, l-a ras în cap acolo pe hate pink, nu mai are păr în cap. Ca să se conformeze mai mult cu ce e acum. Deși stă ca murâc el, măcar se vedea un pic păr prin șapcă. Hai că începe acum scandalul trește. I've got to tell you, I'm not too surprised to be out here, right? This was been coming for a long time now, but since I'm out here and I've got nothing better to do, let's have it out! Na, poate nu știu să citiți, vă citesc aici. Care au ăsta? Ăsta are 40 de la bonus. Bă, nu știu care e mai în față acum la micuri. Mamă, dar ce gesticulează ăștia. Se vede că l-am făcut după Miz. Gesticulează exact ca și Miz. Hai că până se strânge toată lumea pe premieră trece cu promo-ul măcar.
Uoleu. Could be dangerous. Mi se pare și vouă că strică Imogen în public? Imogen. E un sen, trebuie să-l creăm pe Imogen. Să ziceți înălțimea lui și kill-le. Bun, hai că i-am dat aici o replică. Ai nevoie de material nou. Ai celul ăsta care are același gunoi fiecare săptămână. Bun. Și acum zice, ce bă? Eu am același gunoi, vezi ce să fac acum. Hai că a dat-o și ăsta. A, câte notificări am. Mă, bă, leu, câte notificări de la YouTube. Și cred că vine ultima replică lui Rafael. Cred că e pe acolo. Mai are un pic și dă un cap în gură. Acum vorbește cu el. Mai dă asta o replică sau s-a blocat? Nu, oh, mai dă o replică. Aoleu, 3 combo! Nu cred că îi mai dau replică acum. Bun. Dar cred că e în față headpink-ul ăla, că... Da, mă uit la litere, adică... Eu sunt pe la R, pe la M, el e la... Bă, se pare și vouă că ăștia strigă acum PSD? Bă, ăsta e PSD, ce zic ei? PSD! PSD, strigă lumea. Deci întâi strigă o Imogen, apoi peste de ce se întâmplă, bă, cu publicul din WWE. Mă rog, din BCW. Nu, no, deci n-am ce să fac, ăsta a ajuns deja la full, nu mai am ce replici să-i dau. Well, not the best promotion we've ever heard. I'm glad I'm not the only one. What just happened? I'm închis gura, i-a închis gura. Deci... La al doilea schimb de replici am dus-o mai bine, dar după a urcat ăsta, n-am avut ce să-i fac. Hai să vedem, se iau la bătaie? Se iau la bătaie, cred. Nu se iau la bătaie. Ăștia se iau la bătaie, nu se iau la bătaie. Ăștia se iau la bătaie, ăștia se iau să mai știu acest schimb de replici. A fost plictisitor. Și acum hai să băgăm un debut. În această serie, deja am auzit la 8 minute de episod, băgam aici picioarele. Un debut în această... În această serie, îl cunoașteți, îl iubiți, Ricardo Milos. Ce am greșit la el e că bandana nu e pe tot capul, n-am găsit bandana să am să-i pun pe tot capul, dar măcar e modelul, adică exact cum am eu și eu pe asta. Am eu copii ăștia, ceva de genul eu, are și el. Și trebuia să-i pun niște cizme, dar stătea oră cu cizmele alea până la genunchi, așa că l-am lăsat să se bată desculț. Așa că luați de aici intrarea lui Ricardo. Vedeți numai ce intrare al nostru Ricardo. Are intrarea lui No Way Jose. Dacă nu-l știți, un jobber care dansează și și-a bătaie tot timpul. Așa, dansează al nostru Ricardo. Și n-am găsit să-i pun tanga. Original știu că Ricardo purta tanga, dar n-am găsit tanga să-i pună ăstuia. Opa, atacă quick! Atacă quick pe la spate. Aoleu, m-a atacat ăsta. Bă, ăștia au dușmănie multă în ei. Deci...
Atac, l-a atacat pe Ricardo. Ai tu poți să ataci pe Ricardo? Aoleu, ce-mi face? Să ziceți cum vi se pare acest Ricardo. Dacă seamănă cât de cât. Eu zic că seamănă, n-am reușit să găsesc tanga să-i pun și o bandană pe tot capul. Dar măcar are modelul. De aproape nu se vede, dar asta e altă parte. Și da, el așa își ține părul scurt. Ia ce face? Ba, mă, sare direct cu pieptul pe el. A început și meciul. O frumusețe de splash. Ăsta se scurge din ring. Dacă Ricardo nu se lasă, poți să sar pe el? Hai că poți să sar. No, n-am putut să sar. Ăsta a sărit în ring și el era în afara ringului. Ce faci, bă? Vrei să mă prinzi aici? Și... opa! Suplex. A, ce mi-a dat-o. Ok, sper să nu țină mult meciul ăsta. Am vrut doar să-i fac debutul lui Ricardo. Fuck. Fuck. Hooked up. I think this man means business. His kick connects. He's got the shoulders down. He's a long way. Ce-a ieșit din prima bun. Au. Ok. He's going for it all. Încercăm colțul ringului. Ricardo trebuie să facă ceva să-l învingă aici pe Sebi autistul cu... Aoleu! Aruncă din ring? Nu mă aruncă. Și am ieșit la 1. Dar mă domină. Deja am dat semnătura? Nu, cred că e semnătura asta. Nu, n-a fost semnătura. Bun, am ieșit primul la 5 wrestling-ul ăsta. He's on the defensive here. With these two guys, we all knew this was going to be an all-out battle. Let's not get ahead of ourselves, Cole. This is just a little bump in the road for him here. Nothing to worry about. He's displaying classic offense here. Ce acum semnătura? Hai să echilibrăm meciul. Nice. Shut it down. Sare direct pe el. Hai să băgăm și un taunt. Alt taunt, n-ai? Mă, ceam că poate niște taunturi mai faine. Nici așa, așa? Am unul care dansează, n-are. De tauntul lui Big E. A, ce m-a întors. Are și ăsta semnătura, nu-i bine. I-am întors-o. Uuu, ce mai DDT-ul mi-a dat. M-a întors și pe mine acolo. As Corey continues to criticize the action in the ring, allow me to take the other side of the argument. The last thing any superstar wants to do is go for the finisher prematurely. No good. Row break. Din fericire. Dacă facem și noi chestii de asta mai de heel. Ash taunt în fața mimului lui 2019. Au 18 când a apărut. New Day Rocks. New Day Rocks. Așa mai merge. A, da, și ăsta m-a prins. Mai ieșim o dată. Ia, hai că îi dau și un powerbomb. Boom! Mă, cum a fost powerbomb-ul ăsta. Și mai dăm o semnătură. Hai cu splash-ul. Wave splash, cum s-o chema. Hai să pregătim un finisher, că avem două. Încerc să-l pui pe Ricardo.
Byron's feeling happy. Boom! An excruciatingly painful face buster. Da, puteam să fac și dirty pin. Oare este? Nu cred că va este. A rezolvat. Da, destul de rapid. Zderelorile. A fost un meci scurt, rapid, tot aia. De fapt, nu neapărat. Ca să fie scurt, că se termină cu descalificare. A fost rapid că au apucat să-și dau oamenii manevre. A fost prea semnătură, aici am întors și semnătura. Cât a powerbomb-ul. I-am mai dat și un powerbomb de s-au scudui ring-ul. Celălalt splash și după aia cred că vine big ending-ul. Nu se mai vede. Hai, luați-l de aici, uitați-l cum dansează. Ricardo Miles. To start the show. And you just know the rest of the card is watching in the back wondering how in the world they're going to follow that. Believe it or not, that's just the dansează al nostru Ricardo. What's this? Well, I think it's about to be a highlight reel. Hai, vino cu ace. Mai atacat pe la spate, stai că ți-o dau eu, îl facem pe Ricardo heel. De fapt, nu neapărat heel. El a fost atacat. Dă-i. This is his opportunity to win this thing. Vrea să-l bată pe Ricardo. Ia uite, a crescut prideful-ul și boldul. Lui ăsta ce a crescut egoismul, am înțeles. Deci ok, ăștia sunt rivali, se pare. Îi avem aici, rivali. Aliați nu au. Următorul meci, care o să fie, nu știu ce o să fie, dar o să fie. Adică o să fie bine ca să nu fie rău. Mă, ce întuneric la mine aici. Așa, pentru că au avut schimbul ăla de replici, urmează meci între cei doi. Îți dau înapoi? Joc cu Rafaelu? Hai să jucăm cu Rafaelu. Avem un Iron Man match. Trebuie să faci 3 win-uri. Nu știu dacă e 2 din 3 sau 15 minute care face mai multe pin-uri. Ia să vedem, îl putem ataca? Hai să-l atacăm! Ia stai jos. Perfectly executed. Da, dacă ăsta a făcut replicile mai bune, noi suntem heal și îl atacăm. Boom! Jos cu el. Apropo, mi-a zis Hidden că nu-i place că are overall-ul cam big. Dar i-am zis că și Chrome are același overall și face Hidden. Vezi ce proști ești Chrome și tu ai 84 ca mine. Da, pentru cei care sunteți curioși de ce nu poți să crească overall-uri unor wrestleri pe care i-am creat, e pentru că n-au chile, n-au înălțime, n-au corpul ca să aibă putere mare și astea după care i-am creat. Și nu-i pot face pe toți agi, adică nu vă imaginați că al nostru Chrome poate să fie, nu știu, un fel de Rey Mysterio. Ok, a fugit acum Pink. Măcar și-a stricat energia aia. Mai fac un taunt. Hai, valea, valea. Fac și un taunt către public. Să fie bine, să nu fie rău. Ce faci, mă? Ia vină cu ea. Ce-a întors-o pe asta. Da, și-a bătut joc. Moldoveanul ăsta. E din... nu vasului. Județul. Știu că e un zoo pe acolo. Vârlat așa. Deci 15 minute. Care face mai multe win-uri, câștigă meciul, practic. Cine marchează mai multe puncte, adică pin, submission, descalificări, înțelegeți voi. Hai că asta o să fie o meci destul de interesant. Și avem un salt, un elbow direct în spatele lui. Bă, cred că rivalitatea asta am făcut-o pe de o grămadă de ori. Dar merită, adică între cei doi ar putea fi rivalitate.
de destul de mult timp. Trebuie să-l fac și pe Max Infinity. Cine știe ce înălțime are Max Infinity să-mi scrie. Kill-ele le mai rotunjesc eu. Aș putea să tot așa fac tech team-uri, gen I Hate Pink și Max Infinity contra Rafael și X-Slater. Să fie 3 milioane contra 3 milioane. Sau 3 milioane jumate contra 3 milioane jumate. Abar n-am. Cât s-ar strânge. Câți abonați au toți ăștia în total. Ai vină cu... M-a întors. Dar nu știu ce face opusul ăsta. Așa. Opossum. Play opossum and catch your opponent off guard. Deci când nu se așteaptă, îl prinde într-o dată într-un pin sau ce este acolo. Hai că trebuie să ieși primul. Ca un guri. That's what he wants to avoid here. This is all part of the process, guys. He knew he would take on some offense here tonight. Și semnătura, o frumusețe de DDT. Boom. It's a level of punishment that can only be described as severe. Incredible. Talk about getting knocked into the middle of next week. He's inflicting some serious pain here. Oh, this is dangerous right here. Look at this. Ow. I don't want to know what that feels like. We may very well be seeing the finisher here very shortly, guys, and when that happens, această semnătură nu-i bine. This one's gonna be over. Drop down. Oh, cum a fost asta? He's talking his opponent from the top turnbuckle. This is what makes him one of the best in the incoming. Știi ce fac? Suliță. L-am prins în suliță. And it's moves like that that make him so dangerous. I said don't roll up. I'm with Corey. I suspect his shoulders are down. Two. He's not done. L-am prins. Ia vino cu aici. Hai să dau cu manevra asta. Boom. Genial, are kill switch și dau eu cu kill switch-ul acum. Așa. Boom. Hai să dau și o semnătură, tot cu semnătura lui, cu frog splash-ul. Cât mai ține asta, ai. Hai, încarcă, încarcă, încarcă. Și frog splash pe care îl întoarce. Am ne puneam pinul direct. O atacă direct spatele. Mi-a dat el cu semnătura acum. A, cred că posezi. Ce ziceam? Posezi. The cover. One. This battle's not over yet. He showed up here tonight for a fight, and that's exactly what we are seeing. Oh, he turns it around. Oh boy. Hai că mai dau o semnătură. Încă un DDT. Hai să încerc un pin. 1. 2. 3. Bun. Au. Ce atacă. Deci avem un punct. Cine strânge mai multe puncte în 15 minute, bravo lui. There's the cover. Can he do it? And he doesn't stay down for long. What a kick out. N-am întors. Mă crezi că am întors-o pe asta. A, vrea să-mi dea și mie kill switch-ul acum. Hai că-l prinde un skull crushing finale. Boom, i-am spart ochelarii și a intrat geamul în ochi și curge sânge din cap. Din chelie. Ia vină cu aici. Raw break. Putu-s băga mi-ași. Uite cât sânge e pe capul lui. E și la 1. A avut raw break-ul ăla. Ok, l-am prins aici, neckbreaker. Nu mai știu ce semnătură mai am pe ăsta. Superstar info. Ok. Și mi-a întors. Oh, mi-a spart și mie capul. Deci aici e direct pe sânge.
Ok, avem thumbnail, avem idee de thumbnail acum. Momentan cred că o să îi pun pe ăștia de cum se bat în thumbnail. WWE.com poll had him as the overwhelming favorite leading into this match, but he's definitely not looking like the favorite so much right now. This has been one of the most intense I've seen in a long time, and unfortunately for him, not looking so great right now. Și cred că în următorul episod mai băgăm un debut, că am mai creat pe cineva între timp. Frumusețea asta clothesline. Hai să încerc și un salt pe colțul ringului să fac de semnătură. Aaa, dar întoarce și asta. Au. There is no water in the pool. Cred că am auzit chestia asta pe WWE. Mai des decât în toate orele de franceză, chesc că Vujave prepare projurdui. Poate el întorc. Poate. Nu l-am întors. Facebuster se zice, mă, cât sânge pe capul ăsta. Mă, la limită, ați văzut, era la limită. E, dar măcar acum am început cu puțină energie în plus. Îi întoarcem aici. The good news for him is that he still appears to be in a better place than his opponent. I don't like the look in his eye. Okay, dăm aici cu Move Ciordelesu, Frog Splash. Hai să încerc un pin. Aveam Dirty Pin, nu l-am văzut. Se miră asta. N-am Dirty Pin, n-am Dirty Pin. Corner finisher. Hai că dau cu sulița. O întoarce? Nu o întoarce. Am ești un coș pe aici și mă buf, nică. 2 la 1. Întoarce aici. Boom. Asta a fost semnătura lui. Mamă, un meci plin de semnături, de... Reverser-uri, chiar îmi place cum decurge meciul. Ai pupat pământul. Dai jos. Întoarce și asta. Am crezut că e cu pin. Era mișto să-i fost și cu pin. Ok, întoarcem aici. Aute cât sânge. Dar trebuia să pice sângele pe jos, ar fi fost mai interesant așa. Nu-mi vine să creadă. Aute și tu sânge ce are ăsta pe el. El ca el, dar uite, poate hate pin ce sânge e. Hai să mai dau un Skull Crushing finale, dacă tot e pe bază de sânge pe aici. Și BOOM! Jos. Hai că nu e Road Break. Ies un pic din ring să-mi revin. Să mai refac energia. Deci să-mi se refac energia, dar... Dar tot eu fugeam. Bine că l-am prins aici în manevră. Hai să atacăm așa cât mai mult. Pieptul și capul. Întoarce. Bă, reversul ăsta mi se pare foarte mișto. Au, cum a fost asta. Au, te-a curs și sânge pe piept. Mamă, ce e aici? E capul meu. N-am nicio posumul să-i-l dau. Mă așteaptă să mă ridic. Ce face? Acum vrea să-mi dea și cu finisher. Poate el întorc, poate.
Nu l-am întors. E, asta mi-a fost. 3-2. Rob Break a fost salvat de Rob Break. A, dar își dă comeback-ul. Eu nu știu cum să opresc comeback-urile. N-am întors nici acum. Ia ies din pin. Am ieșit. This may very well be it. He's got to be running on empty at this point. I'm having a hard time believing that one. Wow, cât sânge am văzut în meciul ăsta. Dar văd că nu folosește surița omul nostru, nu va kill switch-ul. Ce? Ba, am apăsat pe F. De ce trebuie să existe bug-uri în jocul ăsta? De ce? Does he have enough left in him to capitalize? Can he score the pin? Am zis că nimeresc acolo. 3-2. Hai să încerc să nu-i mai dau niciun punct. Oh, running knee. Asta a fost al lui Daniel Bryan. Dacă își dă resilience, era culmea să-și dea resilience-ul pentru așa ceva. Am ratat aici. Cât a DDT-ul mi-a dat. Ce a făcut, mă? Și-a dat buff în loc să-și păstreze resilience-ul. Ia stai, superstar info. A, corner dropkick, care e semnătură. Și mi-a întors. A, dar mă manevre la cap. Vai de capul meu cât sânge. Cream că faci un suicide dive. Aruncă din ring, ia, sare așa. A, vrea să dea semnătura după colțul ringului. Ai cum pin de asta o poziție sexuală? Da, a ieșit. Corner finisher, hai să dăm cu suliță. Vedem reluare aici, frumusețe de spear. Și pinul. 4-2. Mi-a întors aici. Cât a DDT-ul mi-a dat. Nu vrea sară pe mine. Hai, ce faci? Tragi de timp? Știi că pierzi și nu mai vrei să faci chestii? Acum pregătește corner finisher și I hate pink-ul. Ăla să-l dea că oricum câștig. Ăla să-l dea să fie mai echilibrat. Ăla să-l dea, să fie 4-3, să nu fie 4-2, să fie mai așa, mai aproape scorul. Hai, punem pin-ul. Așa. I-a mai dat o șansă. This match is trending in a bad direction for him right now, guys. He's gonna want to make some changes if he wants to stay. This could do it.
L-am lăsat degeaba că i-a mai luat acum un pin. Bă, ce barjocuri am făcut. Hai, mai dau un submission. N-a apucat să-l dea. N-a apucat să-l dea. Ar fost interesant așa să trebuie cu un submission. Frumos, Frog Splash pe care l-am întors. Nu, asta a fost un meci genial. Iron Man-urile sunt bune. Au timp presului să demonstreze tot ce au mai bun. Roll Up, Frog Splash. Am întors Kill Switch-ul aici. Ce a urmat să-i spar capul, cred. Kicking off the night with an impressive victory. Yeah, the performance put forth in that match tells me we're looking at something very soon be competing in the main event. What a way to kick off tonight. Yeah, fac ăștia ceva animație. Au, ce mai meci. Ce meci, doamnelor și domnilor, ce meci incredibil. Fucking Dibel și urmează un meci care o să iasă mult mai interesant. GRV-ul cu Andrei Cosbin. Pentru cine nu se uită la GRV-ul, îl caută. Și pentru cine nu se mai uită la Andrei Cosbin, să-i fie de bine, că o să încerc să-l bat. Am zis și în episodul trecut, ăsta a pus botul când a văzut ceva cu CNA-ul, că bagă CNA pe YouTube. Le-a pus pe story. Și eu nici nu m-am stresat când am văzut chestia aia. Când am aflat și eu de eram. Bună încercare. Bună încercare. Așa ci că scoți și țara din noroaie. Da. No, după intrarea asta cred că nu suntem atacați. Nu suntem atacați? Nu suntem atacați. Ba, suntem atacați. Bă, după Tomu să-și facă intrarea că e atacat. Hai să intrăm în ring. Opa. Asta o să fie un match bazat pe agilitate, pentru că ambii wrestlers sunt făcuți după wrestler foarte agil. Andrei Cosbin după Finn Balor și GRV-ul după Daniel Bryan. Ce face, mă, îl pălesc și tot eu cad pe jos. Oh, man. Oleu. Cum s-a băguit hanoracul. Drop down. Arată manevra. He's looking banged up here, guys. Stai jos. Atacăm și mâna. A nasty kick there. Opa, ce... Deci, meciul ăsta o să fie bazat pe întoarceri. Multe reverse-uri o să fie în meciul ăsta. Așa. O, mi-a întors discus. Au fost ce la manevra asta. Dar văd că nu prea... Parcă îmi dă el mai mult damage, bie. Nu prea îi dau damage, văd.
Oh boy, he is rolling. He's left wide open here. I don't think he even realizes it. He looks dazed. This is about to get bad. Yes, yes, yes. Băgăm și un taunt. Bă, cum s-a ridicat. Mamă, cum s-a ridicat, ați văzut? A dat buff-ul ăla de acolo, a dat cu abilitatea. Sau payback, cum se spune. Dacă am făcut finisher și resiliency, dar are și el semnătura. Da, vrea să-mi dea acum shotgun dropkick. E să-mi dai tu mie shotgun dropkick. Boom. No, deci match-ul ăsta chiar îmi place, e extrem de echilibrat. Aici n-a, e, nu-ți dă notele în funcție de ce fac ambirester, îți dă notă numai de cât de bine te-ai bătut tu. Eu nu știu să dea notele așa pentru ambele prestanțe. Așa, după prestații. După ambele prestații, clar. E dublu. A, da, mai demagiuit ca ăsta, vedeți? Mi-a întors. Și DDT. Poți da un corner finisher. Așa. Yes. 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 Running knee. Boom. A rupt botul aici. Da, cred că se ridică. Ce ziceam? Se certă cu arbitrul în spatele lui. Și parcă tot e mai intact față de mine. Cum vine shotgun dropkick-ul. Can he score the pin? Maybe. Never say die attitude out of him. He's showing the heart of a warrior here tonight. This is what makes him one. Ia stai un pic, superstar info. Comeback-ul, unde vrea. Prompted. Best in the business. Ok. Oh, back move. And he's feeling and he lands the slam. But he's got to capitalize now. A trip to the local medical facility might be in order after that. I don't like the look in his eyes. I carry said comeback. Și ce manevre mai are? Yes, lock single knee strike. Achille lock. Yes, 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 ok. He's docking his opponent from the top turnbuckle. Uh-oh. He took an incredible pounding there. Hai să dau cu semnătură. Ia fiți atenți voi la mine. Pac. Și 1, 2, 3. Tot publicul. Yes! 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 Oh, yes! Charge finisher. Hai să-l facem cu yes locul. Wait for it. A, da, cu resiliency ca să iasă din submission. Da, am apucat să-i fac down and să-l ataca și la mâini. Too fast. Powerbomb.
O să iasă un episod, cred că o să sar peste meciul meu, cum sper că o să am eu cu Dorian. O să dau simulation, n-am chef să-l joc. Iar că-s eu în el. Aspectist data să vă vedeți pe mine. Hai că mai dau o serie de... de picioare. Charge finisher. Hai că e data asta rubaiesi. Hai că-l facem să cedeze. The pain's too great. They tapped out. That's the match. Some superstars doing what they do best. Here are the highlights. Ronnie New. De ce cât i-am întors eu finisherul? Coup de grâu sau double foot stomp. De pumni. Robert, că-l cheamă Robert pe el. Vreau să-i pun GRV. GRV, să-i zic numele GRV. Era asta o idee. Asta-i așa. O să jucăm direct main event-ul. Evident bate hâțul. Era de așteptat. Bătând hâțul, e bine. Acum hai să facem și debutul lui Galu. Că de ce nu? O să jucăm cu Galu. Dacă nu știți cine e Galu, căutați Galu Nangu pe YouTube. E sponsorul canalului. Nu doar canalului meu. Mai multe canale. O să fie echilibrat. Galu 81, Dracu 93 și ăștia alții 88 și 84. Cam pe acolo o să fie. Gen ăștia doi sunt mai mediocri. Dracu e foarte bun, Galu e foarte prost la bătaie. Și da, mă rog. Parcă puteam să-i mai schimb un pic modelul de barbă. Și să dăm start. Sărim peste intrarea lui. Intrarea lui Galu, cred că ați văzut un 8-man-ul ăla. 6-man ce era. Ați văzut și intrarea lui Galu, știți ce manevrare, văd că s-a buguit un pic jocul. Ha, a crăpat jocul. Fine. A crăpat jocul. De așa e și prea lung episodul. Bagă episodul următor, meciul ăsta la echipe. Ne auzim data viitoare. Bă, ce bulan. Oricum e și aia clipul pe lung. Hai. Ciao, les tuturor.